Această abordare ne-a ajutat, în primul rând, să menținem navigația pe cele două canale CDMN și PAM, modernizându-se în faza 1 câte un fir din fiecare ecluză, vorbim de Agigea, Cernavodă și Ovidiu. Dacă în faza 1 a derulării proiectului s-au modernizat trei obiective principale, și aici vorbim de cele trei ecluze doar, Ovidiu, Cernavodă și Agigea. În faza a doua s-au modernizat 11 obiective și cred că cel mai important este stația de pompare de la Cernavodă, prin care noi prelevăm apă din Dunăre să menținem nivelul în canal pentru navigație. Certitudinea noastră este că realizarea acestui proiect va crea, în primul rând, o cale de navigație modernă, se va dezvolta întreaga zonă din punct de vedere al transportului naval în condiții de siguranță. Aici o să amintesc și partea de poluare, pentru că avem un alt proiect finalizat cu 12 stații fixe de-a lungul celor două canale, care prelevează și analizează apă din două minute. Deci suntem și din punctul ăsta de vedere, încercăm să eliminăm partea asta de poluare. Proiectul a fost implementat în două faze de execuție. În prima fază de execuție am avut 3 sectoare de lucrări, în faza a doua am avut 11 sectoare de lucrări. Studiul de fezabilitate a fost elaborat în perioada 2008-2011 și a fost avizat de firma Diaspor, consultantul Ministerului Transporturilor pentru proiecte majore în luna septembrie 2011. Am obținut avizele de la Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor, în data de 17 septembrie 2012, de la Consiliul Interministerial pentru Avizarea Lucrării Publice de Interes Național, în data de 19 octombrie 2012, și în urma acestor avize a fost emisă hotărârea de guvern numărul 376 din 12 iunie 2013, în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici a întregului obiectiv de investiții. Am elaborat, documentația de atribuire a fost elaborată de către colectivul din cadrul administrației canalelor navigabile, care a fost aplicat pe finic galben, și am lansat anunțul de participare pentru achiziția publică în data de 12 decembrie 2012. Am analizat ofertele și în data de 26 iulie 2013 am comunicat câștigătorul procedurii de achiziție, care a fost atribuit consorțului format din o asociere de firme. În data de 16 august 2013 a fost semnat contractul de lucrări. În ceea ce privește beneficiile generate de prin implementarea proiectului, acestea au fost beneficii de transport, care au constat în totalul economiilor din costurile de transport, economii generate de proiect și care se referă la o mai mare capacitate a ecluzei, la micșorarea transferului către alte modalități de transport, cum ar fi rutier sau feroviar, la o mai bună fiabilitate a instalațiilor și echipamentelor pe canale și, de asemenea, la un transport mai puțin poluant. Alte beneficii au fost din creșterea siguranței navigației, beneficii externe generate de reducerea timpului de așteptare la ecluze, precum și beneficii externe datorate reabilitării stației de pompare complexă Cernavodă, a stațiilor de pompare pentru apărare localități împotriva inundațiilor și reabilitării galeriilor de ape mari, care au generat reducerea riscului de inundații a localităților situate de-a lungul canalului.
Lucrările acestea au implicat mai multe specialități și consultantul a trebuit să administreze aceste specialități, lucrările în aceste specialități, cum ar fi mecanică, confecții metalice, hidraulică, care înseamnă acționari hidraulice, echipamente de pompare electrică, reabilitări de alimentării cu energie electrică, telecomunicații, IT, construcții, reabilitări de infrastructură. Vreau să punctez trei lucruri. Primul lucru este colaborarea excepțională dintre firme în cadrul consorțiului cu micile, mă rog, scurt-circuite, dar nu avem nimic a de reproșat, totul a mers aproape perfect. Doi, colaborarea cu beneficiarul și când vorbesc de beneficiar, eu împart în mai multe părți, sau am o împărțire, partea tehnică, care ne-a dat mult, mult de furcă, dar datorită profesionalismurile care dau dovadă și sunt prezente aici, de cei care vorbesc, a fost o colaborare foarte bună. Și trei, colaborarea cu consultantul, în care am găsit la el atât echilibru, să se vede cum, felul cum vorbește, echilibrul, cât și știința și experiența, se vede și la părul alb pe care îl are, experiența în domeniu, care ne-a dat siguranța execuției.